Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Comemorare Valeriu Gafencu la Târgu Ocna. Vești bune, ce pensie minimă primești dacă nu ai cotizat deloc? Elev lovit la școala Răcătău, anchetă ISJ și IPJ Bacău în plină desfășurare. Plutoniera Alexandra Dănculea de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Bacău a fost desemnată purtătorul de cuvânt al anului 2022. Alexandra este prima femeie purtător de cuvânt a unității. Nu pot să vă ascund surpriza și emoția cu care în data de 8 februarie 2023 am avut onoarea de a primi distincția de purtătorul de cuvânt al anului 2022. Le sunt recunoscătoare colegilor mei pentru susținerea care a contribuit la obținerea acestei performanțe, dar și celor care au făcut propunerea și au crezut mereu în mine. Mulțumiri se îndreaptă și către reprezentanții mass media care au fost alături de noi și ne-au prezentat de fiecare dată activitatea în mod obiectiv. În toți acești ani am împărtășit multă dorință, implicare și mă bucur că am făcut lucruri frumoase atât pentru noi cât și pentru cei din jurul nostru, iar prin zecile de campanii umanitare pe care cu drag le-am organizat, am reușit să aducem zeci de zâmbete, dar și speranță în casele celor care aveau nevoie. Înainte de toate suntem oameni, trebuie să fim buni și să nu uităm că în urma noastră rămâne ceea ce am oferit. Vă mulțumesc din suflet tuturora, a precizat Alexandra Dănculea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Bacău. Vești bune, ce pensie minimă primești dacă nu ai cotizat deloc pe anul 2023? Cei care nu au cotizat minimum 15 ani la sistemul de pensii la vârsta de pensionare vor primi totuși bani, iar acești bani nu se pot numi pensie, ci indemnizație socială. Suma garantată este de 1125 de lei. Așadar, având în vedere că de la 1 ianuarie 2023 punctul de pensie s-a majorat cu peste 10%, pensia minimă garantată va ajunge și ea la suma de 1125 de lei. Concret, punctul de pensie a crescut de la 1586 de lei cât era în 2022 la 1785 de lei cu 12,5% mai mult, iar valoarea indemnizației sociale pentru pensionari a crescut și ea cu 125 de lei, respectiv de la 1000 de lei la 1125 de lei. Un elev a fost lovit la școala Răcătău, anchetă ISJ și IPJ Bacău în plină desfășurare. De la implementarea sistemului de raportare a bullying-ului, se pare că oamenii au început să prindă curaj și să ia atitudine, raportând comportamentele nepotrivite. Situația a fost sesizată în data de 15 februarie pe butonul Raportați bullying-ul de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău. La această oră, ancheta este în plină desfășurare atât la unitatea de învățământ, cât și la Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Informațiile preliminare arată că un elev al școlii, pe timpul pauzei, aflându-se în curte, i-a vorbit vulgar femeii de serviciu. Soțul acesteia, aflându-se în preajmă, auzind injuriile, s-a răstit la copil, atrăgându-i atenția asupra comportamentului jignitor și l-a împins. Creionând un istoric al sesizărilor, de la punerea în funcțiune a butonului de raportare a bullying-ului și a violenței școlare, s-au înregistrat următoarele. Pe 7 februarie s-au înregistrat 5 petiții, din care doar 3 vizau bullying-ul. Pe 8 februarie s-au înregistrat 2 petiții despre probleme ce excludeau bullying-ul. Pe 13 februarie s-au înregistrat 3 petiții, doar una pentru bullying. Pe 15 februarie o petiție, este vorba cea de la Răcătău, Horgești. Astfel, dintre toate, doar 5 sesizări vizează incidente de tip bullying sau violență, acestea fiind în curs de cercetare. Îndemnăm victimele, martorii sau pe cei care au auzit despre astfel de evenimente nedorite să le semnaleze, să prezinte informațiile concrete pentru a se putea interveni fie prin măsuri ale Inspectoratului Școlar Județean Bacău, fie prin colaborarea cu IPJ sau cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sau alte instituții abilitate, a transmis Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Comemorarea anuală închinată lui Valeriu Gafencu și tuturor deținuților politici din temnița Târgu Ocna a avut loc vineri 17 februarie sub organizarea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și a Fundației Profesor George Manu. Ca în fiecare an, comemorarea a avut loc la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Târgu Ocna, în vecinătatea Spitalului Penitenciar, locul în care se află gropile comune și troița foșilor deținuți politici. De la ora 9 a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de parastas. Mai multe detalii în minutele următoare. Sfânta noastră biserică,
se află într-o perioadă liturgică specială. Această perioadă, cum o găsim noi în anul bisericesc, se numește Atriodului și în ea cuprinde trăirile mistice pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a insuflat bisericii, mărturisitorilor, cuvioșilor în biserică și în toată lucrarea lor de mântuire. Deci, a putea spune că perioada aceasta ne prezintă martirul crucii. Acest martirul care vine de la paharul pe care Tatăl Ceresc l-a dat Fiului, iar Fiul l-a primit și l-a avut cu bucurie pentru mântuirea neamului omenesc. De aceea, modelul pentru noi în lumea aceasta și în Sfânta Biserică este Iisus Hristos Domnul. Iar martirul crucii propune nouă celor care suntem botezați în numele Sfintei Treimi să ne purtăm și noi crucea și martirul care viața ți-l oferă, necazurile, problemele, familia, mănăstirea și tot ceea ce se întâmplă acum pe fața Pământului. Acest martirul al crucii a fost de multe ori încercat să fie oprit. Dar nu s-a reușit, pentru că s-a știut de la început că el are o putere pentru creștini, iar pentru demoni reprezintă un mare obstacol. Deci, oricine a încercat să oprească martirul crucii, este de la cel rău, este o acțiune demonică. Poate vă aduceți aminte când Sfântul Apostol Petru s-a apropiat de Mântuitorul atunci când s-a vorbit pentru prima dată despre moartea și învierea sa și i-a spus cu un ton de mângâiere Sfântul Apostol Petru, Doamne, să nu ți se întâmple ție ceva. Iată, găsim acest lucru în capitolul 16 la Matei și Mântuitorul ce a zis? Petru, tu nu gândești cerea lui Dumnezeu. Deci este de la cel rău oprirea acestui martir al crucii. De aceea, moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos reprezintă roade și binecuvântări în Sfânta noastră Biserică. De aceea, în Biserica noastră Ortodoxă Română, din roadele ei s-a împărtășit și martirul Valeriu Gafeniu, numit de ceilalți camarazi și de biserică Sfântul Chisorilor. Sfântul Chisorilor recunoscut nu numai în România, ci în toate bisericii ortodoxe din lume. A ajuns să cunoască biserica ortodoxă din Statele Unite ale Americii, cei din Australia, cei din Japonia. Știu că în lume există un sfânt al Chisorilor și acesta este Valeriu Gafeniu, care ne-a arătat jertfa crucii pe care a purtat-o el. O jertfă care a dat pe față faptul că tinerețile lui n-au devenit un obstacol în a-L mărturisi pe Iisus Hristos. Faptul că el a fost implicat și în a-și păstra tradițiile și valorile naționale, dă pe față un alt lucru și un exemplu pentru noi creștini, că trebuie să ajungem la aceeași măsură. Valeriu Gafeniu a fost cel care a știut foarte bine să controleze trăirile în Dumnezeu. Anul acesta, Părintele Patriarh Daniel a propus Sfântului Sinod anul o magia pentru pastorația bătrânilor. Și Cuvântul Preafericirii Sale zice în felul următor, că grija pentru cei bătrâni și suferinți reprezintă profuzimea trăirii creștine într-o națiune. Deci această profuzime a trăirii creștine a avut-o și Valeriu Gafeniu. Să ne gândim când el a fost la majorat. Și a considerat că
ceea ce a vorbit capitanul, ceea ce se lucra spiritual și național în frăție de cruce, i-au caracterizat trăirea lui de la anii aceia. De aceea, în 37, a intrat în frăție de cruce și pe urmă a luat atitudine la facultatea de la Iași, facultatea de drept, unde a putut să vorbească la toți cei care erau în auditoriul lui despre Dumnezeu și despre importanța de a păstra valorile naționale și românismul care ne caracterizează. Și a plătit. A trecut de la o altă trăire. Trăirea lui care a avut-o în frățile de cruce la trăire de rugăciune și suferință de la Aiud. Acolo unde s-a întâlnit cu alți camarazi. Pite ca și Părintele Arsenie Papacioc, unde au început lucrarea rugăciunii lui Iisus. O trăire în care s-a combinat suferința și rugăciunea. Au urmat câteva mici momente de repliere, să zic, când Mareșalul Antonescu l-a eliberat, dar nu pentru mult timp. A urmat experimentul la Putești. Și Peteștiu a adus o altfel de trăire. Trăirea omului atât de suferit, o trăire sângeroasă, o trăire la marginea deznădejdii, pe care Valeriu a plătit-o cu sănătatea lui. Abia în anii 50 este adus la Târgu Ocna, pentru că, din punct de vedere al sănătății fizice, nu se va putea face nimic. Și a trăit o altă experiență în celula 4, cum a zis Părintele pe protocol. Erau cei mai mulți rugători pe metru pătrat și nu oricum. Cei care trăiau revelații, aceasta a fost trăirea lui Valeriu Gafeni. El nu a fost pătrus de logică umană și nu a luat hotărâri datorită unor rațiuni omenești, ci el a avut trăiri și revelații. Valeriu Gafencu a trăit experiența de a o vedea pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. A avut experiența de a vadă pe mari luminători ai Ortodoxiei. Ce trăiri erau la momentul acela? Și pământul avea un alt echilibru. Și Valeriu Gafencu a știut să țină sub controlul lui sufletesc frica. Adică n-a înlocuit frica de Dumnezeu cu altfel de frici. Ce frică a avut el când era bătut la Aiud? Dar ce frică a fost la Pitești, unde a fost drobit pur și simplu? Ce frică era aici la Târgu Ocna, unde vedea camarazii lui că i-a adus aici în biserica aceasta și bătuți și chinuiți până la moarte? Și Valeriu n-a avut frică că torționare îl vor chinui. N-a avut frică că se leagă de Dumnezeu. N-a avut frică că trupul îi va suferi. N-a avut frică că familia lui va trece prin multe încercări. Și a controlat această frică. Și biserica ne pune ca model de martir al crucii pe Valeriu Gafencu. Om care a trăit printre noi. Au fost și în zilele noastre creștini care au suferit pentru credință. Și nu putem să uităm nici creștini din Siria, nici pe cei din Niger, sau din India, sau din alte țări. Dar cum au suferit martirii neamului românesc, Valeriu Gafencu și ceilalți martiri, este de neconceput în lumea aceasta. Un martir care aș vrea să leg tocmai de anul omagial pe care l-a propus Părintele Patriarh Daniel. Dacă anul omagial este pentru cei, pentru pastorația oamenilor în vârstă, asta înseamnă că Sfântul Sinod vrea să lege generațiile între ele, cele care au fost în vârstă sau care sunt în vârstă și cei care sunt în zilele noastre tine. Trăim în momentul de față un conflict între generații.
Și Biserica Ortodoxă este datoare ca acest conflict să fie diminuat, efectiv, total dispărut. Ce conflicte poate fi într-o generație? Haideți să vedem câteva lucruri. Putem potrivi noi oare generația conducătorilor noștri de altă dată cu generația de conducători actuală? Putem potrivi generația eroilor noștri care erau pe front și apărau țara cu actualii soldați români care sunt duși în alte teatre de operare? Putem potrivi generația bancherilor. Bancherii în vârstă care spun să rămână pe piață moneda aceasta uzuală, cash-ul. Cu generația de bancheri tine care spun gata, trecem la moneda virtuală. De ce? Putem potrivi generația celor în vârstă care spun omul să mănânce din roadele pământului. Și ceea ce dă Dumnezeu cu generația actuală tânără care a spus să trecem la gâze și lăcuste și omiși și fruturi de toate felurile? Iată un conflict între generații care numai Sfânta noastră Biserică îl rezolvă. Valeriu Gafiecu este un model care rezolvă conflictul între generații. Era tânăr, foarte spiritual, foarte rugător. Cred că asta ne trebuie nouă generațiilor care trăim secolul ăsta, al 23-lea. Cum a fost Valeriu, om dedicat rugăciunii? Ce trăire a avut el când dușmanul îl bătea și chinuia? Oare nu a iertat? Oare nu s-a lăsat pe sine și a dat medicamentele lui altora ca ceilalți din jurul lui, să se facă sănătoși. Iată un model pentru Sfânta noastră Biserică. Și să nu uităm exemplul lui de viață. Să nu uităm faptul că chiar dacă zilele sunt dificile și trăim într-un sistem foarte feroce, nu mai poate fi depășit. Pentru că este foarte controlat din toate punctele de vedere. Vedeți ce sânge curge la răsărit? Vedeți ce sânge curge în Orientul apropiat? Vedeți câtă umanitate pierde? Pentru că trăim în momentul de față experiența generațiilor moderne, super modernizate. Ce-a mai rămas de noi? Cel puțin să avem memoriul lor. Sunt atât de încântat când merg într-o biserică nouă, când merg într-o biserică nouă și în care văd bătrânii care au contribuit cu bănuțul lor puțin din pensia lor la zidirea unei biserici, pun pe pereții bisericii în primul rând conducătorii țării noastre. Vedeți acolo Ștefan cel Mare și Sfânt, Brâncoveanu și mulți alți conducători care au condus țara aceasta. Oare din ce cauză? Când noi știm că spiritualitatea cuvioșilor, cum a fost Sfânta Teodora de la Sicla, Sfântul Ioan de Iacob, care au avut niște trăiri spirituale de excepție, cum de românii își pun conducătorii pe pereții biserici? Pentru că ăsta e motivul. În sufletul lor trăiesc nostalgia marilor conducători, cum au fost aceștia. Și pentru că nu-i putem avea, pentru că cine sunt manevrați? Cum să fii pe capitanul pe perete? Dar îi pune pe ceilalți. Și asta înseamnă că Dumnezeu, văzând la români ce conducători își doresc, va avea grijă să le ofere și nouă astfel de conducători care să cinstească biserica, să cinstească țara, să cinstească lucrarea Sfintei Preoții în toată lumea aceasta. Sfântul Valeriu Gafiecu, așa cum l-a numit și Părintele Nicolae Ștahă, este indiscutabil ocrotitor mare pentru români. De aceea să-l pomenim. De aceea să ne avem model. Va veni momentul când ne vom întâlni cu el. Și când ne vom întâlni cu el, să nu ne fie rușine să ținem ochii pământ.
Și să spunem și noi că am avut curaj măcar despre martiriul lui să vorbim, dacă despre al nostru rămânem muți și fără exemple deosebit. Dumnezeu și Maica Domnului să întărească în țară la noi spiritul acesta al jertfei și martirului cruci, să întărească puterea martirilor care au venit din neamul nostru românesc și să ocrotească biserica și țara, să avem parte și de un echilibru mondial, să avem parte și de echilibru sufletesc al nostru și să ne mântuim cu toții. Amin. Reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru locuitorii din zonele afectate de poluare. În luna decembrie a fost depus un proiect de lege de către deputații PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, Elena Hărătău, Mircea Fecheț și senatorul PNL Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele din zonele afectate de poluare. Am depus o inițiativă legislativă alături de colegii mei parlamentari, Elena Hărătău, Mircea Fecheț, Daniel Fenechiu, pentru reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani la persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în Comănești și pe o rază de 8 km în jurul localității. Reducerea se face fără penalizarea prevăzută la aliniatul 4 din legea numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ca urmare a poluării remanente de care au suferit. În minele din Comănești în 1940, când tehnologiile erau tot mai avansate, a lucrat zilnic în praf, uneori chiar în apă până la brâu, în fumul toxic al locomotivelor ce asigurau transportul cărbunelui din sub teran și cu riscul permanent al surpărilor, a însemnat pentru mineri condiții grele de muncă. Condițiile de muncă și-au spus cuvântul asupra stării de sănătate pentru majoritatea minerilor, aceștia suferind de diferite boli după anii munciți în subteran. Este vorba de boli de plămân, de astm, reumatism, boli ale articulațiilor. În 1954, când a fost construită termocentrala Comănești cu o putere de 25 de MW, s-a permis mărirea capacității de aprovizionare cu energie electrică și cu agent termic folosit de consumatorii industriali și casnici din zonă. Un lucru benefic pentru dezvoltarea industriei, dar, în același timp, poluarea și-a pus amprenta pe toată Valea Muntelui. Astfel, noxele emanate din arderea cărbunelui, praful rezidual ce ieșea zilnic pe coșul termocentralei, sterilul rezultat din arderea cărbunelui, care era depozitat în zonă, au afectat sănătatea multor generații de comăneșteni și nu numai. Ca un exemplu concret, iarna, la Comănești, zăpada nu era albă. Ea se transforma imediat din alb în gri în câteva minute, la fel și rufele gospodinelor întinse la uscat. Este greu de imaginat cum arată plămânii locuitorilor care au fost expuși la această poluare. Am încredere că inițiativa va fi susținută și de forul legislativ, a transmis Cătălina Ciofu în informarea de presă. O nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor a fost anunțată public chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Prin aceste campanii susținute se încearcă stoparea numărului de câini din localitate. Veste bună, o nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor se apropie cu pași repezi. La Onești de câțiva ani buni, locuitorii din municipiu își pot steriliza gratuit căței prin intermediul acestor campanii. Au fost momente în care cei interesați, dacă nu dispuneau de un mijloc auto prin care câinele să fie adus la adăpost pentru a fi sterilizat, se punea la dispoziție o mașină prin care acesta era transportat. Primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, anunță faptul că înscrierile pentru noua campanie de sterilizare gratuită a câinilor se poate face la numărul de telefon 0799 201 408, iar campania propriu-zisă are loc în perioada 16-19 martie. Cei interesați trebuie să știe că în cadrul campaniei, pe lângă sterilizarea gratuită, câinii vor beneficia de vaccin antirabic, câinii sterilizați vor avea microchip și vor primi carnet de sănătate, dar și înscriere în REC. Noua campanie de sterilizare gratuită a câinilor este realizată cu sprijinul Rescue Dogs și DPP. De data aceasta vor fi prezenți cu suport atât IPJ Bacău, Biroul pentru Protecția Animalelor, dar și Poliția Locală Onești. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Sâmbătă, 18 februarie, cerul va fi parțial înnorat. Mercurul în termometre urcă până la valori de 11 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 8 grade Celsius. Duminică, 19 februarie, cerul va fi parțial înnorat, iar mercurul în termometre ajunge până la valori de 11 grade Celsius, în timp ce minima noaptea coboară până la 2 grade Celsius. Luni, 20 februarie, cerul va fi parțial înnorat. Sunt șanse de ploaie ce se amestecă pe alocuri cu zăpadă. Mercurul în termometre urcă până la valori de 7 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.